sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Igor și Vasile sunt doi tineri care abia au împlinit 20 de ani, dar spun că de multă vreme duc povara unei fapte pe care ei o numesc o șotie nevinovată. Și ocazie să mă atragă la răspundere. Să nu știu că cum se numește o pat pe viață. Am stat cu grijă toți anii ăștia cât s-a dus toată povestea asta. Toți anii ăștia am stat cu grijă. Deși s-a ajuns la așa. În 2016, cei doi băieți au fost acuzați că ar fi hărțuit sexual o colegă de școală. Noi am fost șocați, nici cu undești măcar nu am atins-o pe dânsa. Pe atunci, băieții aveau 16 ani. Într-o după-amiază de septembrie, după lecții, împreună cu o colegă de clasă, s-au strecurat pe fereastra căminului cultural din sat. Ceea ce s-ar fi întâmplat acolo le-a semnat sentința de condamnare. Și când am dat să ieșim, diriginta a apărut. Și o întreba, dar ce faceți voi acolo? A doua zi a fost la școală, chiar cum înainte de lecție am ajuns la școală și diriginta îmi spune, Vasia și Igor, veniți la mine. A doua zi, Igor și Vasile au aflat vestea. Colega lor s-a plâns dirigintei că băieții au vrut să o violeze. M-a sunat profesoara și mi-a zis că trebuie de urgență să mă duc la școală. Când am plecat la școală, deci... Mi s-a spus că iată ce au făcut băieții. La o lună de la acest caz, băieții, pe atunci încă minori, s-au pomenit cu dosar penal. Părinții fetei au depus o plângere la poliție. Că noi nici nu ne-am gândit ca să fie așa, să pornească așa vâlmășală de la chestiile astea. Acum un an, instanța i-a declarat pe Igor și Vasile vinovați. Tinerii însă nu sunt de acord cu sentința și vor să demonstreze că nu poartă nicio vină în fața fostelor colege. Noi absolut deloc n-am atins-o și nu i-am făcut nică. Vreau cu atât lumea să știu adevărul. Ce s-ar fi întâmplat în acea zi la Casa de Cultură? Ce detalii ascund tinerii învinuiți? Cei doi au acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Cum au răspuns Igor și Vasile la test, dar și care este versiunea familiei victimei, aflați în această ediție. Bunica lui Vasile a venit în platoul nostru. Ceea ce își dorește este ca lumea să nu-l creadă pe nepotul ei un infractor. Haideți să o întâmpinăm. Bună seara, doamna Ana, vă rog să luați loc. Doamna Ana, povestiți-ne, vă rog, cum ați aflat că Vasile este bănuit mai întâi și apoi acuzat de tentativă de viol? Știți cum a fost? Vreau să zic că eu mai am un nepoțel prin vreme și era undeva prin clasa a 5-a. Și el a venit și ceva îmi spune, bunică, Vasea, au urmărit acolo niște chestii, nu știu ce, cu Igor, cu nu știu ce, cu ăsta, cu băitanul Artur. Dar eu n-am mai luat în serios, că nu știu pe Vasea, îl socot eu, că e cu minte băiet, e liniștit. Și n-am mai tras atenția, dar pe urmă, parcă ne-a făcut o leacă de grijă. Și am stat, eu nu mai țin minte, cu o zi, două, trecut. Și m-am dus la școală la doamna profesoară. Și zic, doamna Raisa, dar și s-a trecut aici? Deci, doamna Ana, stați fără grijă, că nu-i nimic strașnic. Vreau să zic cum, fata asta care a avut tigă, adică a prespus ceva acolo, zic că e ușurat cât de minte. Și stai mă ta fără grijă, așa că nu-i nimic. Profesoară? Da, nu-i nimic. Vasilica mă tale, zice, e cu minte băietul. Eu, zice, n-am avut, cât mi-a fost conducătoare până în clasa a noua. Și eu n-am avut absolut câte negru spunghi de la dânsul. Zic, dar fata asta, chiar ea că uitați, zice, doamna Ana, chiar ieri, astăzi, au fost chemați părinții la școală, că dumneai fetița și ea, cu alt băiet, era pe stadion. După cazul și-a avut, adică după ce mi-a zis vorba cu băieții ăștia, deamă era cu alt băiet pe stadion. Dar Vasile, v-a povestit ceva despre am văzut-o pe mama caz. Ei acolo la școală. Și nu zic Vasile, nepotul dumneavoastră, nu ne-a povestit, atunci ceva? Momentan, nu ne-a povestit nimic. A tăcut. A tăcut, dacă el s-o cotea că nu-i vinovat. El, deamă, noi pur, l-am prins, al discoas, a vorbit cu dânsul, l-a întrebat, deci că bunică, dar eu nu-s vinovat și eu așa am stat liniștit, că el așa și nu este vinovat. Dar el era liniștit? El liniștit, pentru că n-am avut noi așa, știți, cazuri cu dânsul, el, deamă, n-am avut, mai scurt el tare, tare liniștit băiet. Dar e adevărat că fata care i-a acuzat de tentativă de viol era prietenă cu cineva dintre ei? Ei... cu Igor ei prieteneu, adică cum prieteneu, să aveau de bine. Ei prima în ziua aceea, când s-a început tot vâlmășala asta, ei amândoi s-au dus la poștă, la noi acolo unde am fost la poștă veche, în încăpere aceea. Ce aș făcut ei acolo?
Nu, și asta mica mea mi-a spus. Dar pe urmă, unul a mers înainte, ce-ați vorbit ei acolo și-au vorbit, dar ăștia doi cu Vasilea nostru. Haide măi, deci să-i urmărim ce fac. Unul s-a dus pe la primărie, fetița. Dar Igor s-a dus prin parc și s-a întâlnit în fața clubului. Dar la club merge reconstrucția asta, fă-și eu ceva acolo ea. Și am zis, da, să-i urmărim, să vedem noi ce fac ei. Și amândoi în fața clubului s-au apucat de mână, s-au dus amândoi împreună în camera și acolo, în încăpere, înăuntru. Și acolo... Dar încăpere ce? Ea era părăsită? E, păi, dar merge în, cum, în deconstrucție. Vreau să zic că atunci, clubul era gata, să s-o mai adăugit niște construcții acolo. Deci el nu era deschis, clubul, casa nu. De cultură, da? Știți, aghepă, pornisa este prin prejurul la club, sfac și ferestrele aghei erau pe jumate ridicate. Doamna Ana, dar spuneți-mi, vă rog, ce ați făcut atunci când ați aflat de acuzații? Eu nu m-am dus nicăieri, eu am avut încredere că el ar să iasă basma curată, că dacă eu știu pe dânsul, doamna Raițeniu, de stau liniștită, că n-ați fi nimic, că n-ați fi așa, că n-ați fi pe dimul. Știți, eu nici pe înclin, nici pe mâine, că să vă spun cinstit așa, nu m-am gândit la ce să ajungă. Colegii mei au încercat să afle mai multe informații despre acest caz de la procurori. Până în ziua înregistrării emisiunii, Oamenii Legii nu ne-au oferit niciun răspuns. În schimb, experta noastră, avocata Violena Munteanu, a făcut cunoștință cu dosarul și cu hotărârea instanței referitor la acest caz. Violena, te rog frumos să ne spui, în primul rând, după ce s-au condus Oamenii Legii, ce probe au avut, mărturii? Păi bine, acești minori la acel moment erau învinuiți de faptul că au avut intenția de a comite un act de viol, adică o tentativă. Asta nu înseamnă că însăși această infracțiune s-a produs însăși nemijlocit violul. Instanța de judecată la bază a luat în calitate de probe declarațiile unor martori, declarațiile victimei. Erau mai mulți martori? Da, au fost mai mulți martori, respectiv s-au mai făcut și niște expertize. Aceste înscrisuri reprezintă probe și instanța de judecată l-a pus la baza sentinței de condamnare. Totodată vreau să menționez faptul că pedapsa aplicată acestor doi băieți este o pedapsă minimă, mai minimă decât cea prevăzută de lege. Ce anume? Li s-a aplicat o pedapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, suspendată condiționat, ceea ce înseamnă că ei urmează condiționat, sub anumite condiții, să stea în libertate. Una din cele mai importante condiții este ca, în termenul de probă, să nu comită alte fapte. La fel s-a dispus și încasarea unor prejudicii pe care au obligația de a le achita. Ce anume? Prejudiciile materiale, în sumă de câteva sute de lei, cheltuielile pentru asistența juridică și prejudiciu moral, câte 50.000 de lei fiecare din ei. Deci sentința este una destul de blândă și mai blândă decât pedeapsa care le-a fost aplicată, chiar nu era posibil să le fie aplicat. Și chiar urmau să înțeleagă, necât la faptul că se declară nevinoveți și spun că nu au făcut nimic, pentru tentative de infracțiune, la fel se aplică pedepse, chiar dacă nu ți-ai dus fapta la bun sfârșit. Instanța l-a recunoscut pe nepotul dumneavoastră vinovat de tentativă de viol. Dumneavoastră, de ce și până ziua de astăzi îl considerați nevinovat? Știți cum? Eu îl socot că el nu a făcut el chestii de este în primul rând. Artura este atunci, eu nu știu cum, eu am vrut să vorbesc cu mama lor. Ei nici nu au vrut să discute cu noi. Dar ăștia, mă rog, dispus de bani, eu știu și, au fost plătiți, adică eu au plătit Artura, ăsta au plătit 20.000 de lei și au ieșit ca martor, nu știu de ce l-au scos. Nu, la noi nu a fost așa și noi dacă, eu știu, eu s-o cot că nu-i vinovat. Și credeți că instanța v-a făcut o nedreptate? S-o cot eu, că am mai mers o versiune prin sat, că adică taică s-a făcut niște uși la un judecător acolo și adică de atâta și eu asprit pe dânsă. Dar care ar fi fost motivul? Motivul banilor. Eu așa mi-a sucut eu la creierul meu, că adică chipurile recompensă în bani.
Voi ați plătit acele 50 de mii? Nu le-am plătit, că noi suntem, trăim modest, noi avem așa o familie. Dar va trebui oricum să-i plătiți, nu? Nu știu, dacă s-a hotărât întrebarea. Adică nu voi deja, dar el, Vasile. El e tânăr, eu nici nu știu eu cum să mai zic, eu stricat și singur viața, că nu pot eu să mă explic, să zic eu socot că nu-i vinovat. În curând, în acest platou, vor veni ambii tineri învinuiți de tentativă de viola minorii de 15 ani. Igor și Vasile ne vor povesti versiunile lor despre cele întâmplate în acea zi în căminul cultural din satul lor natal. Iar acum, haideți să-l cunoaștem pe unul dintre ei. De mic copil, Vasile, împreună cu cei doi frați ai săi, a crescut alături de bunica. Mama lor a plecat peste hotare, unde și-a întemeiat o altă familie. El dimitil a rămas, v-a zis că mama s-a mai mult la Moscova, iar trăiești cu un om acolo, și ne ajuta financiar. Băiatul a absolvit clasa a noua la școala din sat. Bunica lui povestește că Vasile era un elev sârguincios și învăța bine. Da, eu păcat să am. Doamne, ferești să-mi iasă din cuvânt, ori să facă ei boroboață, ori să facă ei ceva. A lor dirigent era. Și de atâta, și e tare, de câte ori mergem la adunare, ori îl lăuda pe Vasia. Toată vremea el îl lăuda. După ce a absolvit gimnaziul din localitate, tânărul a plecat la Chișinău. El a mers la o școală profesională, unde a învățat a mânui foarfeca și a devenit frizer. Acum, tânărul își câștigă proprii bani. El muncește într-un salon de frumusețe. Băi, tu ai mâini de aur, că l-a frezat pe unul și-a dat 200 de lei băiatul celălalt. Zic, băi, prima dată văd când așa un băiat atent mă frezați pe mine. Și zic, du-te după profesia ta, că la umbră, e bine, faci un ban. Și te-am lucrat după profesia lui sos frizer, tot în Chișinău. Așa cum v-am spus, Vasile a venit astăzi la noi ca să povestească ce l-a adus pe banca acuzaților. Vasile, te așteptăm. Bună seara, Vasile. Bună seara. Instanța te-a recunoscut vinovat de tentativă de viol. Da. Ai și o condamnare. Da. Dar tu, în continuare, te consideri nevinovat. Da. Spune-mi, te rog, atunci, cum ai ajuns să fii învinuit de această infracțiune atât de gravă? Eu nici nu știu cum am ajuns să fiu învinuit, pentru că nimeni nu a spus nicăi deodată sus la judecată și m-a pus ca vinovat. Din câte știu eu, de atunci au trecut 5 ani. Da. Deci procesul a fost puțin mai lung decât zici tu că s-a întâmplat dintr-o dată. Întâi a fost convenit poliția la școală, după care ne-am dus la procuratură și s-a întins mult acolo la procuratură. Din start am fost ca martor. Ca martor? Ca martor am mers din start, eu și Artur. Mm-hmm. După care m-au pus ca vinovat. Și cum crezi, de ce? Eu nu pot spune, și eu nu știu, pentru că după câte am înțeles, eu am achitat bani ca pe mine și pe ceilalți îi pun ca vinovați. Te rog frumos să ne povestești acum versiunea ta despre cele întâmplate în acea zi la Casa de Cultură. Era început de an școlar, luna octombrie, dacă nu mă greșesc. Eram clasa nouă și la noi după ore merge o activitate care era în afară de școală. Și prima lecție era pe gratis, de lupte, voievod. Și am decis să rămân ca să văd prima lecție, după care să văd, mă duc la dânsa sau nu mă mai duc. Și Artur stătea așezat pe un scaun mai la vale de școală. Eu eram pe prag, el mai la vale. Dar Igor cu stăteau chiar în fața școlii, la oprire. Voi erați prieteni cu Igor și cu Artur? Tu erai prieten? Nu, eram pur și simplu colegi de clasă și colegi de școală, altceva nu am fost. Și colegi de clasă chiar? Da, eu cu Igor sunt coleg de clasă, dar cu Artur de școală. Și fata? Și fata e într-o clasă cu Artur. Și după care el a spus, hai să-i urmărim. Și am spus, e ok. Dar de ce trebuie să-i urmăriți? Ce... Mergeau vorbi în școală că ei amândoi sunt împreună, adică se întâlnesc. Și mi-a fost interesant să văd. Și după asta ei ne-au văzut pe noi și s-au dus ambii în poștă. Uh-huh. După care au ieșit din poștă și s-au dus spre Casa de Cultură. Ei s-au dus pe el la primărie. Deci încercau să scape de voi, da? Cam așa era. Da, dar el s-a dus prin parc. Și au ajuns în fața Casei de Cultură și s-au apucat ambii de mâini. Și au intrat într-o cameră. Noi eram, adică mergem după dânsii să vedem. Dar Casa de Cultură era deschisă? Putea nu, la noi era în reparație. Era fără geamuri, pur și simplu schema la geamuri. Și a intrat într-o cameră și a stat acolo leac și după care eu a spus, ai de-n pașii. Dar voi unde erați? Eram la colț, în afara Casei de Cultură. Nu, n-am dar intrat pentru că nu erau geamurile, se auzea. Da.
Și după care deja o ieșit de acolo, posibil ne-a văzut pe noi și de asta și-a sărit geamurile și a intrat în altă cameră. Și-a stat acolo, a stat. Și după care am decis să ne ducem și noi să vedem și acolo. Și când am intrat, este atât pur și simplu cu fața la perete și Igor în spatele ei. Era îmbrăcat, adică nu era lingerie în jos sau ceva. Și i-am spus, Igor, dă-i pași. El a spus, da, și să-mi faci tu în ea. Și-a trecut diriginta și nu știu pe cine a văzut. Pe mine, diriginta pe... ce căuta la Casa de Cultură? El se duce spre drum, spre casă. Că ei trece pe acolo. Și a spus, ce faceți voi acolo? Și Artur a spus că am fumat. Și deja noi am ieșit, eu rămas în încăperie. Dar cum era fata în acel moment când voi ați intrat și ați văzut-o? Îmbrăcată, adică nu era dezbrăcată, era normală. Era plânsă, era emoționată. Nu, nu avea stres, era... nu. Nu avea niciun stres, adică... Era ca, cum, ca de obicei, normală, cum o vedem pe dar școală. Dar de ce l-ai întrebat pe Igor? Adică i-ai spus să-i dea pace? Pentru că eu am spus să-i dăm pași mai înainte și mă gândeam că vrea să fac ceva. Și am spus să-i dă-i pași, că este cu fața la perete și el în spatele ei. Dar la ce te gândeai ce putea el să facă? M-am gândit că tare deodată tot la tentativă de viol, adică vrei să o violez. Și după asta noi am mers de acolo, am plecat spre casă și eu am mers cu diriginta, după cât am înțeles. El merg ambele pe același drum. Și-a vorbit cu ea și nu știu ce i-a spus și cum i-a spus. Și a doua zi deja am mers la dirigent în bibliotecă și a spus ce ați vrut să faceți voi acolo și i-am spus că nimic, pur și simplu am vrut să-i urmărim. Și după asta a venit poliția, mama ei deja și așa s-a început tot cazul. Spui că a mai fost încă un băiat cu voi. Da. Deci erați trei băieți, practic. Dar el nu a fost condamnat, sau a fost? El a fost de la început, după care am înțeles că eu a achitat o sumă de bani și pe dânsul l-a scos. Artur i-a achitat. Dar de unde știi că Artur i-ar fi dat bani presupusei victime? Eu cu mama lui am vorbit, cu mama lui Artur am vorbit și ei mi-au spus, tante Aniuta, și eu am un moș care a lucrat prin procuratură, prin chestiile astea. Și zice, Liudă, achită banii, duci și dă banii, că n-ai scăi. Și a fost Aniuta la poartă și am dat 20.000 de lei, 1.000 de euro. Și eu atât rece pe s-a adică chipurile, că am dat și pe acela l-a iertat. L-a iertat? Da, dar eu am așa vorbit în persoană voi. Cu doamna, cu mama lui Artur. Tu asta știi? Te-ai mai întâlnit după aia cu Artur? Nu, noi n-am comunicat. Și nici cu Igor? Cu Igor tot nu, numai așa pe drum. Salut, salut și... Colegii mei au fost acasă la cel de-al treilea învinuit pe acest caz. Tânărul a refuzat să discute cu noi, dar mama lui a fost mai deschisă. Să ascultăm ce ne-a spus. Băietul dumneavoastră a recunoscut vina. De cum? Eu nu știu, dar eu recunosc. Băietul duce pedeapsa și dăm acum în ianuarie să termine pedeapsa. Am plătit 1.000 de euro. Tot e dat prin judecat, prin tot, la mine scris că noi am plătit suma asta de bani care daul este morale. Până la urmă, cum s-ar zice, că el a iertat al doamnei. Că da, am fost acasă, ne-am cerut iertare, este, dar știți că vă iertăm. De iertat l-au iertat, dar femeia spune că el are o pedeapsă totuși. Da, pedeapsa este. Aplicată. Asta la toți este și eu am. Adică atât să avem așa pedeapsă. Aceeași pedeapsă? Da. Păi asta înseamnă că, practic, el nu a fost iertat. Bine, poate moral. Păi da, dar pentru și-a întors banii. Adică dar dacă... cum se întâmplă că el a recunoscut că tentativa de viol a avut loc? Dar voi doi, tu și Igor, negați acest fapt. Pentru că nu e adevărul. Eu nici nu m-am atins măcar de dânsa. Dar de ce el a recunoscut? Eu nu știu de ce el a recunoscut. Cred că pur și simplu nu vrea să îmi lipi drumuri și de asta o recunoscut așa de repede. Tu crezi? Da, eu așa atât mă de ușor un om acceptă să recunoască că el a avut o tentativă de viol? Nu știu, nu pot spune, pentru că n-am vorbit pe tema asta cu dânsul, adică sau ceva. Pe Vasile îl înțeleg într-o oarecare măsură, pentru că mi-am petrecut și eu copilăria la sat și știu cum e când o fată, o domnișoară din liceu sau din școală, nu are importanță, care arată mai bine, apare un zvon din asta că ar avea un iubit, s-ar întâlni cu cineva, exact așa cum se spune la sate. Și atunci toată lumea cumva e conectată într-un post de radio și toți caută să vadă, e adevărat sau nu. Bănuiesc că voi ați avut o curiozitate mare care v-a dus până la situația în care ați ajuns voi. Dincolo de toate ce a fost acolo, știți doar voi. Într-o altă ordine de idei, dacă... eu să mă gândesc la al treilea băiat care și-a recunoscut cumva vina,
Mă gândesc poate că s-au implicat și părinții într-un fel sau altul, pentru că sunt de multe ori părinți care zic, bun, cedăm de la noi, dar ieșim dintr-o altă situație mai complicată. Eu chiar aștept finalul, pentru că sunt foarte curios ce a fost până la urmă și sper să aveți voi dreptate, Vasile. Te văd un băiat cult și nu oricine. Din băieți se ar alege o meserie de frizer, tocmai. Spune-mi, te rog, dacă drumul dirigintei spre casă era pe lângă această casă de cultură, ce motive ar fi avut femeia în momentul în care voi erați în interiorul casei de cultură să nu-și continue drumul spre casă, dar să intre în interior? Eu n-am intrat în interior. Ea de peste geamă strigat și faceți voi acolo, pentru că era dirigenta mea și a lui Igor și cred că nu a vrut să ne lasă să facem ceva rău. Adică... Ele v-au zărit peste... din stradă, peste da, fereastră? Da, peste geam. E atât de bine se vede tot ce se întâmplă da, în interior? Da, că drumul chiar e aproape de geam, adică... Toți vorbim că copiii noștri sunt cuminți. Dar oameni buni, când deja ajung, ating o vârstă, vârstă de pubertate și ajung la adolescențime, deja nu mai sunt copiii noștri. Deja devin ei cu altă structură mentală, o altă structură fizică, altă structură biologică, fiziologică și atunci toate conexiunile astea care sunt în totalitate se schimbe. Noi nu putem face comparația asta și vreau să spun și lui doamna Ana. Doamna Ana, vă rog frumos, îmi spuneți mie, dacă în loc de Vasile era Vasilica, era nepoată dumneavoastră, în locul fata respectivă, dumneavoastră tot așa procedați. Dar dacă ea aș fost o fată la locul ei... Dacă era nepoată dumneavoastră... Eu așa nepot să nu recunosc și nici nu vreau să-i recunosc pentru că... E poftit. Nu știu, dar eu n-am așa. Problema este, știți cum este, doamna Ana? Eu fost bombăjoană. Noi trebuie un pic, o să judecăm altfel și o să înțelegem că se schimbat multe vremuri. Nu mai trăim pe vremurile care erau. Și Vasile avea nevoie în perioada respectivă și Vasile, credeți-mă că și Vasile în genere avea nevoie. Nu putea să spune, că nu s-a dus din curiozitate, simplu curiozitate. Dar noi tot am trecut vârsta asta, știți? Bun, atunci dacă știți de ce trebuie să ignorăm lucrurile astea, nu? De cum putea Vasile să ducă să-și pierde timpul? Dar ce treabă aveai tu? Că ce face Igor cu fata respectivă? Asta dumneavoastră credeți sau așa și s-a întâmplat? Așa și s-a întâmplat. Adică tu ești sunt atât. Ceva rece. Pensat merge vorba că eu am mâncat bătaie de la mama ei pentru ca să spună că noi am vrut să o violăm. Da. Și să-și iară bani de noi. Tu ai luat-o pe și v-ați dus împreună la poștă prima dată. N-au dus-o cu forță. Ea a mers singur. Dacă spun adevărul sau nu, vom afla foarte curând. Le-am propus băieților să treacă testul la detectorul de minciuni. Tu am intrat împreună cu tine? Da, le-a ajutat. Da. Zi-mi și să arăt poligraf. Mergeu vorbim în școală, că ei amândoi sunt împreună, adică se întâlnesc. Și așa. Mi-a fost interesant să văd. Hai să-i urmărim. Și am spus, e ok. Și după asta ei s-au dus, ne-au văzut pe noi și s-au dus ambii în poștă. Și au ajuns în fața casei de cultură și s-au apucat ambii de mâini. Și au intrat într-o cameră și au stat acolo o leacă și după care eu au spus, ai de-n pașii. Și după care am decis să ne ducem și noi să vedem și acolo. Și când am intrat, ei stăteau pur și simplu cu fața la perete și Igor în spatele ei. Și i-am spus, Igor, dă-i pași. El a spus, da, și să-mi faci tu în ea. M-am gândit că tare deodată tot la tentativă de viol, adică vrei să o violez. L-am dus la școală, doamna profesoară. Și zic, doamna Raisa, dă-i sub tricut aici. Deci, doamna Ana, stați fără grijă, că nu-i nimic strașnic. Fata asta care a avut tigă, adică a prespus ceva acolo, zice că e ușuratică de minte. Ca martor am mers din start, eu și Artur, după care m-au pus ca vinovat. Și cum crezi, de ce? Eu nu pot spune, și eu nu știu, pentru că după cât am înțeles, eu a achitat bani ca pe mine și pe ceilalți îi pună ca vinovați. Pentru tentative de infracțiune, la fel se aplică pedepse, chiar dacă nu ți-ai dus fapta la bun sfârșit. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Vasile și Igor, doi tineri de 20 de ani învinuiți că ar fi încercat să violeze o colegă de școală cu 5 ani în urmă. Fata era și iubita uneia dintre ei.
Totul s-ar fi întâmplat în casa de cultură din satul lor natal. Deși băieții au prezentat totul drept o șotie copilărească, fata s-a plâns părinților, care au anunțat poliția. Astfel, tinerii s-au pomenit cu un dosar penal pentru tentativă de viol, iar acum un an, instanța i-a recunoscut vinovați. Mai devreme l-am auzit pe Vasile, care afirmă că nu a făcut nimic din ce îi se impută. De la el am aflat că în incident a mai fost implicat un alt băiat, mama căruia ne-a mărturisit că fiul ei și-a recunoscut vina. Iar acum în platoul nostru va intra mama lui Igor, cel de-al doilea acuzat. Anume, el era în relație cu fata care l-a acuzat ulterior de tentativă de viol. Ce cunoaște mama lui Igor despre ziua în care băiatul ei ar fi încercat să-și abuzeze sexual iubita, aflăm imediat. Luba, vă așteptăm! Bună seara, la toată lumea! Bună seara, Luba! Vă rog să luați loc pe canapeaua liberă. Vreau să vă întreb mai întâi dacă atunci, cu 5 ani în urmă, când s-a întâmplat totul, știați că băiatul dumneavoastră are o prietenă. Aș spune așa simplu, a fost o prietenie de școală. Deci când plecăm la școală toți, suntem colegi, suntem prieteni, că suntem într-o școală, într-o casă, unde toți copiii la un loc sunt toți prieteni. Deci nu era o prietenie, adică aș spune eu așa personală, care să fie între Igor și... Dar puteau să se placă, puteau să înceapă să se întâlnească, să fie mai mult decât. Eu cred că dumneavoastră recunoașteți cumva în sinea voastră, dar nu vreți să o vociferați. Acum, haideți să vedem un subiect din care o să-l cunoaștem mai bine pe fiul dumneavoastră. Atenție la ecran. Igor a ajuns pe banca acuzaților pe când avea 15 ani. Mama băiatului spune că de atunci viața tânărului s-a schimbat radical. Femeia povestește că în toți acești 4 ani cât a decurs ancheta penală, fiul ei ar fi suferit de depresie. Asta pentru că cea care l-a învinuit pe Igor era chiar iubita lui. Ea spune că tânărul a trecut greu peste această trădare și i-a fost rușine față de colegii de școală. Da, da, el și-a tăiat vinile. În felul în care el zice, mamă, eu m-am săturat. Eu nu pot să ies nici în sat, nici... Deja eu m-am săturat atâția ani, atâția ani. Zi de zi, zi de zi, aceeași problemă, atâția. El zice, eu nu mai pot. După ce a absolvit clasa a noua, Igor nu a mers să-și continue studiile. Tânărul a fost nevoit să se angajeze la muncă agricolă în sat. Mama lui povestește că fiul ei și-a dorit mult să plece peste hotare, dar sentința judecătorilor i-a dat peste cap toate planurile. Mi-e jale de el, de motiv. În toți anii ăștia, copiii ăștia și-au distrus viața. Am stat cu grijă toți anii ăștia cât s-a dus toată povestea asta. Toți anii ăștia am stat cu grijă. Și tot timpul m-am gândit că nu i-au făcut nimic fetei, nu i-au făcut nimic, deși s-a ajuns la așa. Liubov susține că toate acuzațiile în adresa fiului ei au fost lansate pe nedrept. Femeia este convinsă că fiul său nu ar fi putut să-și hărțuiască sexual colega. Ea a mai adăugat că băiatul niciodată nu ar fi avut probleme cu legea, iar orice problemă de viață obișnuia să o discute cu ea. N-am avut probleme cu poliția, nici până la momentul când s-a petrecut toată chestia asta și nici după. Asta este problema, că nu se înțelege de ce. El nu are nimic de ascuns. Nu are, că dacă ar fi să aibă ceva de ascuns, păi și normal, că... Cui ar putea să jelui sau cui ar putea să îi spună durerea care o are, sigur că mami. Luba, anterior am aflat că în acest caz a mai fost implicat un băiat. Da. Și mama acestuia ne-a declarat că ne-a mărturisit de fapt, că el și-a recunoscut vina. Acum, cum se întâmplă că cei doi spun că nu a fost nimic, iar Artur... o recunoaște. Pentru că el a știut ce a vrut să facă, înseamnă că și toată chestia asta s-a produs în felul că el i-a și zis lui Igor că dacă nu faci chestia asta, mă duc să spun în școală că ești cel mai mare. Asta dumneavoastră credeți sau așa și s-a întâmplat? Așa și s-a întâmplat. De unde o ați luat-o? Cred că. Pentru că din ce motive? Pentru că este un pic mai... Că dacă el n-aș recunoscut, el nu se ducea ca să plătească banii ăștia. El s-a dus, a plătit banii, i-a dat banii lui
Și l-a iertat și atât, s-a terminat. Păi după versiunea dumneavoastră, ce s-a întâmplat acolo la Casa de Cultură? Că a fost intenția lui Artur, nu lui Igor. Sau a lui Vasile. Acum a venit momentul să-l auzim pe Igor. Anume, el era în relație cu fata care i-a acuzat de tentativă de viol. La fel ca și Vasile, el neagă acuzațiile și a acceptat să treacă testul la poligraf. Unde a spus adevărul și unde a mințit, vom afla în curând. Dar mai întâi, să-i auzim versiunea despre cele întâmplate. Igor, te așteptăm în platou. Bună seara, Igor. Te așteptam ca să ne povestești ce s-a întâmplat în acea zi la Casa de Cultură. Eram la școală. Terminasem orele, după care am întâlnit cu Artur, cu Vasile. Artur mi-a spus că dacă ar cineva țigări în ochi, adică să nu ducem să fumăm. Ne-am intrat acolo înăuntru. Toți patru ați intrat? Nu, numai noi trei. Cine voi trei? Eu, Vasile și Artur. Dar fata? A intrat și ea, dar nu înțeleg pentru ce a intrat ea înăuntru, acolo, cu noi. Noi acolo fumam. Peste vreo câteva timp, nu atât cu mult timp, vorbeam între noi, pe care se aude o voce cunoscut, ne era dirigenta de clasă. A întrebat cine e acolo, noi am tăcut un pic, după aia am ieșit afară. După ce am ieșit afară, ne-a întrebat ce facem, noi am spus că fumăm și a zis că bine, de ce fumați aici? Că aici noi venim și fumăm. Care noi ne-am dus, ne-am pornit spre casă. Dar unde era în tot acest timp fata? Înăuntru, în camera aia. Cu voi? Da. Când ați ieșit la dirigentă, erați deja împreună? Nu, ea a rămas acolo. Înăuntru, noi am ieșit numai noi trei. Și ce ați făcut până nu v-a prins dirigenta? Toți patru? Am stat și am fumat. Ați fumat, toți patru, împreună? Nu, numai trei. Dar ea ce făcea? Stădea. Uite, Igor, că Vasile până acum ne-a povestit cu totul altfel despre cele întâmplate în acea zi. Și vreau să știu cum se explică asta, că aveți... Sunteți participanții acelorași evenimente, dar povestiți lucruri absolut diferite. Fiecare ține minte în ziua ce s-a întâmplat. Problema este că Vasile ne-a povestit că tu împreună cu fata. Este adevărat, apropo, că această fată ți era prietenă? Nu. Iubită? Noi eram prieteni de școală, dar nu aveam nimic cu ea în comun. Adică eu cu dânsa nu mă întâlneam sau să vorbesc. Noi am auzit o altă versiune, că voi ați fost prieteni și ați plecat... de la școală împreună prieteni, cu Corina, la Casa de, de Cultură, iar ceilalți doi v-au urmărit. Eu am spus și aici a fost, adică eu n-am ce spune. Dar cum crezi? De ce Igor povestește eu o altă versiune? Eu nu știu de ce, pentru că nu am idei pentru ce, dar eu am spus așa cum a fost, că n-am ce ascunde și nu mă tem. Și mai am o întrebare pentru voi, pentru ambii. Atunci, ce motive ar fi avut fata să vă acuze de o tentativă de viol? După cât am auzit, am pensat, merge vorba, că eu am mâncat bătaie de la mama ei pentru ca să spună că noi am vrut să o violăm și să-și iară bani de noi. Cum vreți să vă creadă pe voi instanțele de judecată dacă voi 5 ani de zile împreună ați avut un proces și voi nu știți unul de versiunea altuia? Voi chiar credeți că instanțele dorm? Sau de ce vă puneți întrebarea că a durat atât de mult? E evident că a fost nevoie de timp ca să clarifici situația de la până la atâta timp cât voi vă contraziceți între voi. A venit momentul să aflăm care este poziția tinerei care ar fi fost hărțuită sexual. Colegii mei au discutat cu părinții fetei. Să auzim cum comentează ei incidentul de la Căminul Cultural din sat. Atenție! Eu n-am fost la judecată, n-am fost, nu știu eu. Dar dumneavoastră cum credeți? Este vinovat? Nu știu, e cum cred. Eu am fost la fața locului, știu cum cred. Trebuie să fiu la fața locului, știu dacă e drept ori nu. Dar așa asta se presupune. Dar și nu a spus fata. N-am discutat noi detailat pe tema asta, că a fost... Atunci nu putem să... apăs și eu. Nu vreau să comentez mult. A fost toate întrebările, răspunsuri. În toate șticăți și toate întâlnirea așa, dar este o șticăță fost. Și totuși... Și le-au arătat într-adevăr că vinovăția lor.
încă trauma este. Dumneavoastră sunteți sigur că pe dânsul nu o să-i mai îndreptățească niciun nicăieri? Nu, dacă este întrebări a fost, nu clarificați cum, adică. Pentru ei unul recunoscut vina, cum nu? Din voi trei, Artur, din câte am aflat noi de la mama lui, și-a recunoscut vina. Deci el a recunoscut că a avut loc o tentativă de viol. Și vreau să te întreb dacă tu știai despre asta și cum îți explici, dacă voi doi negați. Eu de asta n-am știut. Tu de asta n-ai știut? Nu. L-am întrebat de multe ori, m-am găsit cu dânsul, l-am întrebat, am vrut să discut tema asta. Adică mi-a spus că acum n-am timp, ne întâlnim o altă zi, vorbea. Hai să auzim împreună acum pe mama lui. Iată ce i-a povestit fiul despre ziua aceea. Atenție! Am hotărât în seamnă că țin daunele astea care ele și ieri, fi judecat pe tot aia și ca să scăpăm să înțânăt ani cu mâini legate. Doi dintre voi trei povestesc un lucru, iar tu povestești altceva. Nu știu, asta chiar nu pot explica, nu știu ce. Tu ai luat-o pe și v-ați dus împreună la poștă prima dată. Acolo ați discutat, ne-a spus Emre. El stă tot la o distanță și acela era interesant că avea în clasa a 5-a și era și lui interesant să uite. Deci celălalt nepot al dumneavoastră? Da, nepot. Și el, știți, eu nu m-am prietat, dar dacă s-au aplicat așa chestii și mi-au spus când mai ei amândoi s-au dus la poștă, părăsită la poștă așa-i părăsită, o stat puțin, a ieșit și a apucat-o pe la primărie, el a apucat-o direct prin parc, s-a întâlnit la club și amândoi de mână, ați sărit geamul și v-ați dus înăuntru. Nu, noi când ne-am dus la... Și Vasiliș cu Artur, la club, când v-au urmărit, adică aveau mare interes și ei acolo să vadă ce faceți voi. Și când au auzit chestiile astea, adică ei au sărit în ajutor la fata aceea, adică să... Și tu iei de Slovația. Igor. Ia-mi dă-mi pași, băi, ce-i să-mi faci tu în ea? Tu recunoaște așa cum este. Dar nu, eu nu pot înțelege și asta un lucru. Dar și la judecată, când s-a întrebat, s-a spus clar și asta e. Dacă ei nu i-au făcut nimic, ei n-au dus-o cu forță, n-au dus-o în spate, cum s-a spus, s-a dus-o în spate. Ea mi-e singură pe jos. Dacă aici spune că a fost tentativ de viol, adică când am fost toți, Vasile și Artur n-a fost. A fost numai eu și a fost la bărți. Acolo între psihiatrul tău normal. Acum când am venit înapoi la următoarea judecată care am avut-o, adică eu au spus că, să mă scuzați, păi tata, i-a dat întrebare. Dacă Igor Ptin te-a atins, adică tu ai știi să întâi, că ceva rece. Să ne gândim o leacă normal, aici oricum, la o vârstă. De copil, adică nu e rece. Igor și Vasile sunt învinuiți că ar fi încercat să violeze o colegă de școală acum 5 ani, când erau cu toții minori. Anul trecut, instanța i-a recunoscut vinovați. În dosar mai figura un băiat, care ulterior și-a recunoscut vina. Nu și Igor cu Vasile. Ei afirmă că nu i-au făcut nimic fete și nu au de ce să răspundă în fața legii. Dacă spun adevărul sau nu, vom afla foarte curând. Le-am propus băieților să treacă testul la detectorul de minciuni. Haideți să vedem cum a fost acesta. Atenție la ecran. Ai intrat în casa de cultură împreună cu Igor? Ai descheiat nasturi de la pantaloni? Este adevărat ce e în ce vă învinuiește? Ai văzut-o pe dezbrăcată? Ascunzi ceva ce va demonstra că are dreptate? Te-ai sărutat măcar o dată? Minți că ai intrat cu în casa de cultură ca să fumați? Ai încercat cu prietenii ca să o manipulați pe să facă sex cu voi? Te-ai dezbrăcat în casa de cultură în față? Ascunzi ceva ce va demonstra că are dreptate și voi ați încercat să o violați? Deci ambii ați trecut acest test. Ați fost sinceri în timpul testării? Da. Tot ce ni s-a dat întrebări, ne-am răspuns. Vom vedea asta acum. Ambilor v-au fost adresate foarte multe întrebări, da. Așa de curge testul, știți? Doar că pe noi ne-au interesat doar câteva dintre ele. Și acum voi da citirii una dintre ele. Suna în felul următor. Ai intrat în căminul cultural împreună cu
cu Igor? Nu. Ai răspuns nu în cadrul testului? Da. Și poligraful a arătat că a fost un neadevăr. Nu, eu n-am intrat împreună cu dânsul. Tu am intrat împreună cu tine? Da, de la început, da. Zi-am și să arăți poligraf. A doua întrebare a fost: Artur sau Igor ți-au propus să o violați pe colega voastră de școală? Nu. Nu a fost propunerea asta. Și acest răspuns a fost un neadevăr, a arătat poligraful. O altă întrebare a sunat în felul următor. Ai impus-o pe colega ta de școală să se dezbrace? Nu. Testul la poligraf arată că acesta a fost un neadevăr. Și ultima întrebare care ți-a fost adresată a sunat în felul următor. Ai încercat împreună cu ceilalți colegi să o violați pe fată? Nu. Și acesta a fost un neadevăr. Cel puțin asta arată rezultatul la poligraf. Igor, acum a venit rândul tău. Urmează să aflăm dacă în tot acest timp tu spuneai adevărul sau mințeai. La fel, voi da citirii 4 din întrebările care ți-au fost adresate. Ai intrat în căminul cultural cu Vasile, Artur și iubita ta ca să fumați? Ai răspuns? Nu. Nu? În cadrul testului ai răspuns da. O să repet întrebarea. Ai intrat în căminul cultural cu Vasile, Artur și iubita ta ca să fumați? Da. Da. Totuși a fost da. Da. Cel puțin în cadrul testului ai răspuns așa. Da. Și acesta a fost un neadevăr. Spune testul. Ai dus-o pe fată cu forța în căminul cultural? Nu. Ai răspuns nu. Da, ai răspuns nu. Și testul arată că acesta a fost un neadevăr. Ai încercat să o dezbraci pe fată de haine în căminul cultural? Nu. Ai răspuns? Nu. Nu. Și acesta a fost un neadevăr. Și ultima întrebare. Ai avut intenție de a întreține relații sexuale cu fata în căminul cultural? Nu. Așa ai răspuns și în cadrul testului. Da. Nu ai spus. Nu știu cât de sigur ai fost. Dar din ceea ce arată rezultatul testului, acesta a fost un neadevăr. Să știți că atunci când mergeți într-o instanță de judecată și încercați să-i faceți pe cei nevinoveți, nu uitați un lucru. Oamenii din fața voastră au văzut mii de oameni cu istorie asemănătoare ca ale voastre. Și atunci când vrea cineva să te creadă, versiunea care o expui, în primul rând trebuie să o crezi tu. Copiii dumneavoastră, să vă fie clar, au încălcat legea. Au comis o infracțiune prin faptul că au intenționat să întrețină un raport sexual cu o minoră. Chiar dacă ei erau minori, acest fapt s-a produs. Asta, după lege, se pedepsește. Și respectiv îți plătesc prejudicii materiale și morale. Voi n-ați intrat să fumați. Voi ați intrat la altceva. Voi ați fost curioși? Da, poate după ați fumat. Ați fost curioși pentru o chestie mai senzație pentru voi. Tinerii, băieții care cresc acum și se consideră deja că sunt bărbăței, o să aibă multe de învățat de la voi. Ofer 9-5 10 80 de ore consultație gratis pentru toți protagoniștii care sunt implicați în povestea asta. Chiar dacă a trecut timp, aveți sprijinul meu
pentru că asta e meseria mea, poate de aici mai încolo să facem mai bine. Și tot ceea ce se întâmplă până aici, măcar să nu mergem și o să influențeze negativ mai departe. Pentru mine, toți meritați, o să fiți ajutați. Aici încheiem liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.